Specialiștii au descoperit că alimentele prăjite consumate frecvent pot avea efecte negative asupra sănătății mentale. Bărbații tineri care au în alimentația zilnică astfel de mese sunt mai predispuși decât femeile să dezvolte anumite afecțiuni. Specialiștii au tras mai multe semnale de alarmă cu privire la efectele negative pe care consumul lor frecvent îl au asupra sănătății. Unul dintre efectele negative ale consumului frecvent de alimente prăjite este asupra sănătății mentale. Potrivit unui studiu realizat de cercetători, consumul frecvent de alimente prăjite, în special de cartofi prăjiți, a fost asociat cu un risc cu 12% mai mare de anxietate și cu 7% mai mare de depresie. La studiu au participat atât bărbați cât și femei, iar cercetătorii susțin că legătura a fost mai pronunțată în rândul consumatorilor tineri cu precădere de sex masculin. Nu este prima dată când specialiștii în medicină lansează semnale de alarmă cu privire la consumul frecvent de alimente prăjite. Acestea cresc riscul de obezitate, hipertensiune arterială și alte afecțiuni. Studiul realizat recent de cercetători deschide o cale în reducerea consumului de alimente prăjite pentru sănătatea mentală. Bărbații tineri sunt cei care au mai mult de o masă pe zi cu alimente prăjite. Din această cauză, ei sunt mai predispuși la apariția de boli mentale, cardiace sau obezitate. Experții în nutriție nu sunt convinși de rezultatele studiului și susțin că rezultatele sunt preliminare. Nu există dovezi clare care să ateste că alimentele prăjite au cauzat probleme de sănătate mentală. Relatează evenimentul zilei.ro.